Și, vă rog. Intenționați să ocupați funcția de anumit al IPJT-ului? Domnul Paul, vă precizez că nu face obiectul acestei conferințe de presă. În momentul în care mi se va propune această funcție și în care voi ocupa această funcție, da, solicitarea dumneavoastră sau din proprie inițiativă o să am întâlnire cu dumneavoastră și atunci, deocamdată am rugămintea să vă adresați cu întrebări referitoare la funcția pe care o ocup și structurile pe care le conduc. Domnul Petre, da, informații, vă dați seama că sunt venite pe surse și e normal dacă noi avem niște date să ne întrebați, să vă întrebăm despre el. Doamna, și informațiile, unele pot fi reale, altele pot fi... Tocmai de asta mi se pare normal să întrebăm, că sunt multe informații că venite pe surse, spre exemplu, că există legături între dumneavoastră și tot felul de asociații agricole din Roșiori, venite tot pe surse și este normal ca noi să întrebăm și să ne edificați, că așa este normal. Da, deci dacă există asociații, dacă există legături între mine și Asociația Agricole din Roșiori de Vede, depinde ce legătură există și dacă există o legătură... De afaceri, evident. Deci afaceri fac din... precizarea că nu am afaceri. În familie, noastră. Fac precizarea că nu am afaceri. Avem două tiruri? Fac precizarea că nu am niciun tir și acestea sunt, de fapt, sunt ale băiatului meu care are 25 de ani, care este angajat, nu este... Nu mai de aceea, domnul Petru, haideți să vă spun, există, se vorbește și bine pe surse, faptul că fiurile dumneavoastră care transportă nu sunt topite niciodată. Vorbim de rutiere. Deci, acest lucru se poate verifica de către dumneavoastră și agenții de poliție rutieră din tot județul, nu numai de la serviciul rutier, pot fi întrebați dacă sau au fost eșeptate tirul, dacă au primit ordin să eșepteze ceva sau să am dat astfel de ordin. Vă spun eu, pe surse că le ieși teamă să le ocasă, numai când le văd la distanță, vreau la fugă. Domnul, da, unde fug? Bun. Haideți să ne gândim în felul următor. Deci, la circulație, circuliștii fug de tirurile lui Fimiu, da? Haideți să ne gândim că în afară de circulație mai este și ISCTR-ul. Și ăștia fug? Nu știu, dar aș putea să vă precizez, dacă vreți mă interesez. Tirurile lui Fimeu nu cred că lucrează numai în Tălorma. Da, deci... Având în vedere informațiile care vin pe surse că dumneavoastră vă doriți, sau nu că vă doriți, că sunteți un posibil adjunct al IPJT-lor, m-am vă imaginat că vin și alte informații pe surse. Și mi se pare normal noi ca ziarii să vă întrebăm direct, nu să se dea informații pe surse și ar trebui să ne răspundeți clar. Dar ar trebui că dumneavoastră ca ziarii să nu luați de bune numai ce vine pe surse, păi sau să nu luați numai de bune ce vă spun eu. Păi ar trebui să verificați. Și vreau să vă fac o precizare pe care trebuie să țineți seama. Da. Dacă dumneavoastră dați drumul în spațiu public al unor informații de genul acesta, că șeful serviciului rutier are două tiruri, lucru neadevărat, că șeful serviciului rutier are relații de afaceri, care sunt relațiile de afaceri care aș putea să le am cu Asociația Agricole din Roșiori de Vede? Deci familia, n-are nimeni, vă spun clar, n-are nimeni nicio relație cu Asociația din Roșiori de Vede, afaceri, verificațiile. Deci asta e rugămintea mea, să nu dați nimic pe presă până nu le verificați. Nu am pretenția să mi le spuneți mie. Dimpotrivă, dacă în momentul în care dumneavoastră găsiți astfel de fapte, vă rog să veniți să-mi spuneți, să prezentați publicului, dar în același timp să-mi dați voie să mă și apăr. Sigur, păi tocmai de asta vă și întrebăm. Nu vi se pare normal să vă întrebăm pe dumneavoastră direct? Da, dar mi se pare normal ca înainte de a pune aceste informații să verificați. Și sunteți convins că eu am verificat din 2004, din 2011, când sunt la circulație, fiți convinsă că am fost verificată de celelalte structuri care au atribuții pe polițiști, da. Și cu privire la implicarea mea în transportul și cu privire la implicarea mea în asociații agricole,
Și aici fac precizarea. Deci la țară, de la părinții mei, am moștenit 10 hectare de teren. Pot să le lucrez? Domnul Petre, noi vă dăm dreptul să ne spuneți care este adevărul. De-aia vă întrebăm. Este adevărat. Informații vin pe surse, că există legături cu dumneavoastră, asociația agricole, cu un cetățean Boșoi, cumva, sau la modul... Boșoi, cumva, din Roșiorii de Vede. Este normal. Ce e cetățeanul acesta? Care are un fel de asociație agricolă în Roșiori și se ocupă cu... Și că familia noastră cu familia lui... are o legătură de afaceri. Noi de asta vă întrebăm. Care este legătura de afaceri? Că noi primim niște informații și este firesc ca noi să vă întrebăm pe dumneavoastră. Dacă noi dădeam informația în presă cum că se pare că, atunci putea să ne acuzați. Vă rog să-mi precizați ce afaceri fac. Păi eu acum vreți să vă spun exact care este circuitul? Da. Deci păi... nu am nimic de ascuns, să știți. Domnul Petre, nici eu nu am nimic de ascuns și de-aia vă și spun. Am... informațiile pe surse vin în felul următor, că dumneavoastră și cu, nu dumneavoastră, familia dumneavoastră, care are în două tiruri în parc auto, ca să zic așa, face afaceri cu tot felul de asociații agricole din transport, face afaceri cu nicio asociație agricolă din zona Roșiori. Domnul Petre, eu vă spun care sunt informațiile dumneavoastră, veniți și îmi spuneți exact. Și pune întrebarea. Aveți afaceri cu persoane din Roșiori de Vede? Nu. Și fiți convinsă că de când sunt la serviciul rutier, dacă structurile statului, mă refer la SIPI, mă refer la DGA, mă refer la alte structuri. Poate apare ceva acum, după conferința cu noastră de presă, eu știu. E și asta o cale ca să barezi la cineva să acceseze la o funcție. În fine. Mă acuzați? Că... Nu vă acuz de nimic. Nu fac nicio acuzație. Cum nici dumneavoastră nu mă acuzați, nici eu nu vă acuz. Dar constat așa cu amărăciune pentru că sunt denaturate niște fapte. Și vreau să vă spun altă treabă. Ați făcut o referință la un, acum aduc aminte, la un cetățean, Bușoi, e vorba de Baltac, nu? Din Roșiori de Vede. Baltac, să știți că este Moșoi la fetița mea. Deci este Moșoi în fetiței mele. Nu am nicio afacere cu acesta. Puteți să verificați. Dar faptul că e Moșoi, nu pot să-l spun. Într-adevăr, are asociația agricolă. E treaba mea care are asociația agricolă? Domnul Petre, dumneavoastră, pe mine mă acuzați, spun că eu... În al doilea rând. Băiatul meu are 25 de ani. Este deja aproape căsătorit. Este plecat de acasă. Stă cu familia separat. Are, se ocupă de când era anul 3 de facultate. Verificați. Da. Și dacă eu am fost undeva la vreo societate agricolă, am fost undeva la, sau am interzis, cum a zis domnul Paul, la agenții de poliție rutieră să-l controleze. Sau pur și simplu, nu. Deci, domnul Paul, nu putem să facem afirmații de genul ăsta. Domnule, aia fug de tirurile să le controleze. Întrebați-i. Deci nu știu cine v-a dat informația. Întrebați-i. Deci eu consider această intervenție ca fiind o cel puțin reavoitoare. A mea? Și a dumneavoastră, și a domnul Paul, cel puțin reavoitoare. A noastră. Cel puțin reavoitoare, pentru că vă asigur că puteți să mergeți la Registrul Comerțului, puteți să mergeți la Autoritatea Rutieră, să vă explic eu, să vedeți că totul e legal. Deci nu am nicio treabă. O secundă, mă acuzați de niște lucruri care nu sunt adevărate și eu cred că ați văzut cât sunt de corecte. Trecem peste asta. Unu la mână, dacă eu aveam o atitudine răuvoitoare și orientată spre dumneavoastră în un fel sau altul, nu vă întrebam absolut niciun cuvânt, dădeam informația pe surse și în momentul ăla, atunci mă puteați acuza că sunt răuvoitoare. Vă dați seama că nici eu nu puteam să ocup funcția de șef de serviciu dacă aveam astfel de afaceri sau nu știu ce. Haideți să nu uităm scopul pentru care ne-am întâlnit aici azi. Vă mulțumim că ați dat și astăzi curs invitației noastre și vă așteptăm și altă dată cu drag.